Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Invitații ediției din această seară sunt deputatul PAS, Lilian Carp, președintele Comisiei Parlamentare Securitate, Apărare și Ordine Publică. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara. În platoul TVR Moldova este prezent și editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru. Bună seara. Bună seara. Discuției noastre se va alătura și directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc. Până atunci, domnilor, vă propun să dezghiocăm un pic știrea acestei zile care a venit spre seară. Așadar, autoritățile de la Tel Aviv au înghețat conturile fugarului penal Ilan Șor. Informația a fost confirmată oficial de către ministrul Justiției de la Chișinău, Sergiu Litvinenko, pe care vreau să-l citesc chiar. În cadrul dialogului pe care îl avem cu autoritățile statului Israel, am fost informați că conturile lui Ilan Șor în Israel au fost blocate. Decizia autorităților statului Israel a fost luată urmare sancțiunilor impuse de către Statele Unite și pe baza intervenției autorităților Republicii Moldova pe lângă autoritățile statului Israel. Am încheiat citatul. E doar o primă rândunică, domnule Carp, pentru că așteptările societății și în cazul lui Ilan Șor sunt în continuare foarte mari. Sancțiunile americane și cele ale Marii Britanii își fac efectul deja? Da, noi vedem deciziile care deci au fost luate de către, în primul rând, Congresul sau autorități în Veneția americane, privind sancțiunile care au fost împotriva lui Plahotniuc și Șor. Și desigur că aceste sancțiuni care au fost impuse, ele vor începe să lucreze în toată lumea, toate averile pe care le au vor fi puse sechestre și conturile vor fi înghețate, nu vor putea face nicio tranzacție, deci economică de niciun fel. Chiar dacă el astăzi a ieșit așa teatral, încercând să spună că nu are niciun cont. Da, bun, în Republica Moldova oficial el nu avea bani, fiindcă banii erau furați, băgat prin diferite dividende, hârtii de valoare, așa, și diferite conturi. Asta nu înseamnă că el are, o să încerce să recunoască vreodată că au fost înghețate conturile. Așteptările noastre însă sunt altele. Sunt ca el să ajungă să răspundă penal în Republica Moldova pentru toate fără de legile pe care le-a făcut acest escroc, că altfel nu poate fi numit. Și noi credem că vom putea convinge autoritățile de la Tel Aviv să-l dea pe mâna justiției aici la Chișinău pentru a răspunde penal și desigur te-l putea aduce, se fac încercări și pe capul tuturor capilor Plahotniuc, pentru că dacă nu ar fi fost Plahotniuc, sigur că nici Șor, dar și alții din acea glorioasă deci perioadă când s-a furat Banca de Economii, nu ar fi furat și dar noastră să știți că ei au făcut modificările la legislație într-așa mod în care să poată să deschidă portița spre hoție. Apropo, noi astăzi am votat în prima lectură deci proiectul de lege privind prevenirea și spălării deci banilor, în care am votat că mai multe instituții trebuie să raporteze despre anumite acțiuni care se întâmplă, despre anumite tranzacții și tot așa mai departe. Că dacă am fi avut această lege, sigur că instituțiile raportoare ar fi putut opri orice tranzacție pe care o făceau între bănci, deci pe care o făcea atunci Șor împreună cu Plahotniuc și această mare hoție, adică furtul miliardului, nu ar fi avut loc. Da, și să nu uităm și de cei care îi flancau în marea lor hoție. Au fost deputați care au făcut acele amendamente și trebuie, după mine, mă întrebați în ce condiții au făcut acele amendamente. Da, și desigur că ei trebuie să răspundă la fel, deci ca și cei care au furat. Pentru mine, sincer, a fost o surpriză. Eu nu m-aș fi așteptat niciodată că autoritățile din Israel vor îngheța conturile financiare ale lui Ilan Șor, pe care le are în statul Israel, acolo unde se odihnește Ilan Șor și acolo unde s-a ascuns de justiția din Republica Moldova. Dar, având această decizie a autorităților de la Tel Aviv, putem spune că sunt
mări cele sau sunt suficient de bune și șansele ca acest penal fugar să fie extradat în Republica Moldova sau cel puțin să-și ispășească pedeapsa acolo în Israel? Acum, din câte cunosc, Ministerul Justiției face întreprinderile, toate acțiunile ca Ilan Șor să fie extradat sau cel puțin să răspundă, în Israel acolo. Fiind judecat aici la Chișinău, noi nu în zadar am modificat legislația că poate fi judecat și în lipsa deci acestora, pentru că putea, deja fiindu-i dat sentința, el, noi putem transmite deja în Israel și statul de acolo poate să ia decizie pentru a-l închide. Dar eu, din câte cunosc, Ministerul Justiției întreprinde toate măsurile ca acesta să ajungă în închisorile de la Chișinău, pentru că ar fi mai în siguranță, zic eu. Și noi am fi mai împăcați sufletești că de ce el răspunde penal exact aici în Republica Moldova, de unde a furat, și va fi o lecție de învățătură pentru toți cei care încearcă să mai întreprindă asemenea deci acțiuni. Domnule Negru, o veste bună, în opinia dumneavoastră, autoritățile de la Tel Aviv au înghețat conturile lui Ilan Șor. Am văzut și reacția lui, acesta neagă că ar avea anumite conturi financiare în statul Israel, iar pe Facebook a venit și cu o reacție răutăcioasă, așa cum spune și domnul Carp. Această răutate demonstrează cumva și faptul că îl deranjează foarte mult această decizie a autorităților israeliene? Sigur că îl deranjează, chiar dacă spune că nu are conturi. Chiar acolo. Dacă spune că nu are conturi și s-ar putea să nu aibă conturi, fiindcă atunci când trezoreria americană a luat această decizie de a-l pedepsi, el s-a gândit că decizia respectivă va avea repercusiuni și în alte state. Și posibil în Uniunea Europeană sau în multe state din Uniunea Europeană, că nu toate statele au adoptat aceea lege Magnitsky. Și dumnealui, ca om cu pretenții de politician, desigur că nu poate să nu fie afectat de această decizie a statului israelian. Eu cred în continuare că el s-a pregătit. Dar pe mine m-ar interesa mai mult ce face justiția noastră, de ce de 5 ani și ceva nu se încheie totuși acest proces. A fost această instanță, prima instanță l-a judecat, a doua instanță curtea de apel și avem impresia că e un fel de joc de amâța și șoarecele. Și deocamdată Șor iese învingător din acest duel, să zicem, cu justiția din Republica Moldova. Am înțeles că au fost că avocații au încercat să tergiverseze procesul, se încearcă din partea puterii judecătorești, să spunem așa, să se întreprindă anumite contramăsuri. Da, i-a fost oferit lui Ilan Șor un avocat din partea statului. Da, din partea statului. Nu mă apuc să spun pe cât de legale sunt aceste mișcări, dar cred că sunt în cadrul, în limita legilor, legislației din Republica Moldova. Și totuși, faptul că acest proces nu se încheie, desigur că este o, să zicem așa, o pată, e o lovitură sau e o subminare a imaginii actualei guvernări. Trebuie să se facă ceva, să se întreprindă ceva. Asta demonstrează că justiția noastră încă nu lucrează în deplin putere, să spunem așa. Dar ce trebuie să se facă? Pentru că puterea politică nu poate interveni în actul justiției. Nu poate interveni. S-a început această reformă a justiției, această curățare, cum s-a mai spus, deși mie nu-mi place, am zis că nu e cuvântul potrivit, această curățare, dar desigur că elementele corupte trebuie eliminate. Da. Înlocuim curățarea cu asanarea sistemului. Da, asanarea, însănătoșirea sistemului. E un proces mai de durat decât cel care îl anunțau competitorii electorali, mă refer în cazul de față la PAS, fiindcă am mai spus lucrul ăsta,
ștacheta așteptărilor a fost ridicată foarte sus, s-a crezut, sau cel puțin așa s-a dat de înțeles că e suficient să vină la putere partidul PAS și toate problemele se rezolvă de la sine. Desigur că lucrul ăsta nu e posibil. Și acum chiar e mai greu decât presupuneam noi, iese că o să vedem ce va fi în continuare. Spunea domnul Negru, fiindcă vreau să ajung și la Reidman, că noi azi am discutat despre acest, în plenul Parlamentului, despre faptul cine a deschis, când am vorbit de spălarea banilor, cine a deschis portița spălării banilor. 2009. Da, 2005 chiar a început, dar mai devreme, dar în 2008-2009, deci atunci a deschis deci toate porțile, dar în 2006, de fapt, a făcut primele modificări, pentru atunci când le-a făcut și cine? Reidman, atunci. Oleg Reidman, da, a fost deputat, da, comunist. Absolut, iar atunci a consilierul lui Voronin, când a făcut probleme toate economice. Pe probleme economice și este, de fapt, persoana care a deschis toate portițele spre hoție. Dar spunea domnul Negru că sigur că îl doare cel mai mult pentru că chiar și în fața susținătorilor săi, care el spune că nu are nicio problemă cu justiția și că americanii, pentru că asta este retorica, că americanii, de fapt, sunt cei care fac probleme în toată lumea, vezi, na, doamne, că de asta așa reacționat atât de bolnăvicios, că nu are conturi, că nu are cum să înghețat, pentru că aici vorbim de statul Israel, acolo chiar unde el se află, da, pe teritoriul statului Israel, și atunci e clar că și argumentele pentru a putea să demonstreze că el nu are probleme cu legea nu mai țin în picioare, cu toate că o bună parte din susținători pe care are nu interesează acest lucru, dar o parte din ei, bună parte din ei, sigur că deja au mai puține argumente, așa, în care când le duci, vedeți că și Israelul, deși a recunoscut, i-a înghețat conturile pe care le are, deoarece a furat, să vedem ce povești a mai spune, mai ales că o parte din acești bani îi băga în televiziunile de propagandă pe care le avea. Așa, aceste televiziuni de propagandă cumva tirajau mesajele pe care le are. Totodată, aceste televiziuni fiind folosite și la instigare, la ură, la război și denaturare deci adevărilor, dar despre asta vorbim cu altă ocazie. Da, revenim neapărat la acest subiect să-l discutăm. Vreau să-l salut pe Vadim Pistrinciuc, directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, care s-a alăturat discuției noastre. Bună seara! Nu vă aud. Bună seara și bine v-am găsit. Da, vă mulțumesc foarte mult că v-ați alăturat discuției noastre. Domnule Pstrinciuc, autoritățile de la Tel Aviv au înghețat conturile lui Ilan Șor. E o primă și mică victorie pentru Republica Moldova în încercarea de a-și aduce copiii rătăciți acasă pentru a le mai scutura buzunarele, pentru a readuce banii dilapidați din buzunarele cetățenilor? Este, în primul rând, o consecință și a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Foarte puțin oameni înțeleg cum funcționează aceste sancțiuni. Eu nu sunt la curent cu toate detaliile activității, dar știu că statul Israel este destul de protectiv față de proprii cetățeni și în special de sancționarea lor fie pe teritoriu. Deci sunt foarte restrictivi la, să spunem așa, extradarea propriilor cetățeni. Aici va fi o chestiune dificilă. Unii juriști spun că mai degrabă este să-l judece acolo, în baza unor materiale transmise de justiție de aici, dar ce ține de conturi, sunt ele sau nu sunt, puțină lume știe că aceste sancțiuni sunt foarte, foarte serioase și ele, așa, rezumativ, să spunem, ce înseamnă ele? Că toate instituțiile financiare, că sunt companii de asigurare, că sunt bănci comerciale, alte companii care îți prestează niște servicii, pot fi și imobiliare, apropo, care fac afaceri cu o persoană aflată sub acest fel de sancțiuni al SUA, riscă ca ele, la rândul său, se afle sub sancțiuni secundare, se numesc, da? Să fie chestionate, să le fie restricționat anumit acces la anumite sisteme bancare și așa mai departe. Și mai degrabă că, iată, acest sistem este pus în aplicare în mod treptat și asupra lui Plahotniuc și asupra lui Șor, dar este un sistem, să spunem așa, un sistem de reacții, poate el pare lent, dar este unul foarte ferm și care încet, încet,
are niște implicații foarte restrictive asupra activității, în special economice și financiare, a persoanei aflate sub sancțiuni. Au ei și modalități să evite aceste sancțiuni, terțe părți și așa mai departe, dar și aceste terțe părți sau persoane în care sunt implicate, la fel, riscă să se afle în sancțiunile, să fie introduse în sancțiunile secundare, ca urmare al neinformării biroul respectiv, agenției respective din Statele Unite, dacă colaborează în regim documental sau în orice formă cu persoanele sub sancțiuni. Eu cred că este un proces destul de lung. Dacă de asta vă referiți la victorii aici, pe teritoriul Republicii Moldova, odată plecate aceste persoane, evident că se folosesc de tot felul de tertipul, în totocheli, de tot felul de mecanisme de apărare care implică alte jurisdicții. Și aceste procese sunt foarte, foarte complicate, dar în mod inevitabil ele duc la anumite consecințe. Și prima consecință este refuzul, cum am mai spus, în special a instituțiilor financiare de a deservi persoanele care au căzut sub sancțiunile Statelor Unite ale Americii. Noi putem spune, domnule Pstrinciuc, că din momentul în care Statele Unite, dar și Marea Britanie, a aplicat sancțiuni pe numele lui Ilan Șor și Vlad Plahotniuc, cel puțin deocamdată pe numele acestor doi fugari, lumea pentru cei doi, pentru Plahotniuc și Șor, va deveni mai mică, mai îngustă? Deci lațul se cam strânge în jurul lor? Sigur, pentru ei se complică foarte mult viața, fiindcă chiar dacă încerci să-ți faci afacerile sau să muți anumite finanțe prin alte persoane, eu am spus că și acele persoane riscă în cele din urmă să se afle să fie introduse în sancțiunile secundare sau să fie parte a acestor sancțiuni secundare, repet încă o dată. Dar știți cum, sunt metode de a evita orice sancțiuni, dar ele implică o viață foarte clandestină. Nu cred că cineva își dorește o viață foarte clandestină. Deci, într-un fel, da, deci lumea devine mai mică, mai grea, mai complicată, nu ai cont, nu poți să plătești multe lucruri. Nu știm, de exemplu, dacă se vor pune în aplicație și mecanisme mai active, probabil că da, în sens de îngheța poate anumite bunuri proprietăți sau conturi pe care le au persoanele sancționate. Noi putem să judecăm la momentul de față doar după cum au fost aplicate aceste sancțiuni și față de alte persoane, conform aceleași legi, legea Magnitsky. Sigur că prima, să spunem, linie sunt aceste sancțiuni de ordin financiar când instituțiile financiare refuză să lucreze cu tine. Și imaginați-vă că nu ești un simplu student, dar și un student are nevoie de un card bancar și de un cont ca să-și facă studiile până la urmă bine, deci să-i transfere cineva bani, să primească bursă sau să-l ajute părinți. Deci când ești mai ales om de afaceri, asta complică extrem de mult viața, dar ceea ce trebuie să îngrijoreze și mai mult este că asta nu se oprește, deci ea va evolua acest proces. Alte jurisdicții vor fi atenționate, alte state vor face ceva, deci nu este clar, chiar la nivel internațional, Statele Unite au și agenții care monitorizează aplicarea acestor sancțiuni, poate să întâmple anumite lucruri. Pentru ei, da, viața se complică destul de mult și devine mult, mult mai costisitoare și cu, spunem așa, mult mai clandestină dacă vrei să existi în cadrul acestor sancțiuni. Da, pe de altă parte, cei doi au complicat viața cetățenilor Republicii Moldova și mai mult, așa că merită din plin ceea ce li se Întocmai. întâmplă. Eu cred că victorii rapide aici, într-adevăr, cum a spus și domnul Negru, nu prea sunt posibile, mai ales că ei sunt plecați. Justiția Republicii Moldova trebuia să-și facă datorie cât ei erau aici, dacă era să fie normal sau să împiedice lucrurile care au fost făcute. Dar timpul iar joacă în defavoarea lor și joacă în favoarea inclusiv a Republicii Moldova, fiindcă aceste mecanisme au fost puse în aplicare ca urmare inclusiv și a poziției politice pe care o are guvernarea, conducerea Republicii Moldova, președintele, guvernul, parlamentul și așa mai departe. Deci, și evident ca urmare a unor demersuri făcute de instituțiile abilitate, fiindcă fără acest schimb de informații instituțional, Statele Unite nu pot să
ia așa din, doar din surse deschise anumite sancțiuni. Da, așa este. Astăzi la Radio Moldova, domnule Carp, președintele Parlamentului Igor Grosu, cu referire la sancționarea celor doi, Plahotniuc și Șor, a declarat, cu referire deja la România: eu știu că se discută la nivelul entităților din Republica Moldova și România, CNA, Procuratura Anticorupție și DNA. Se muncește la acest capitol, asta pot să vă spun fără a intra în prea multe detalii. Deci s-a referit la o posibilă sancționare și din partea României a celor doi fugari, sau poate în această listă este și mai lungă. Cunoașteți și alte detalii? Bun. Noi, în primul rând, trebuie să luăm în considerație că Ministerul Justiției pregătește și ea o așa anumită lege Magnitsky pentru a fi aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova. Cu adevărat ceea ce a menționat domnul Grosu, că se lucrează cu instituțiile din România, pentru că o bună parte din active, în primul rând, îi Plahotniuc, se regăsesc și deci în România, fie că ele sunt ascunse sub alte persoane sau companii de pe zone, deci offshore și așa mai departe. Deci sunt ascunse și clar că se lucrează pentru identificarea acestor active și pentru a pune sechestre pe ele. Și totodată este deci încercările, așa să spunem noi, pentru a putea pune aceste sechestre și recuperarea lor, deci pentru Republica Moldova. Dar aceste procese sunt destul de complicate, dar nu sunt imposibile. Așa, pentru că nimeni nu credea acum, câțiva ani în urmă, că acest lucru este posibil. Că împotriva lui Plahotniuc, Ușor, vor putea fi puse anumite sancțiuni de tocmai Statele Unite, da, și credeau cumva că banii care sunt furați vor putea să se ascundă într-un colț de lume să-și ducă viața fericită. Lumea deja este, noi trăim într-o perioadă, într-o digitalizare, unde orice acțiunea noastră, deci lasă o urmă, da, de absolut. Fie că într-un sat global. Da, într-un sat global, adevărat. Când orice tranzacție care am făcut-o, fie că am scos banii de la card, știi exact cât am scos, am făcut o achiziție, deci la magazin, astăzi instituțiile foarte ușor pot calcula care este media unui funcționar de bani pe care cheltuie în timp de o lună sau timp de un an, se face o medie și atunci se vede foarte bine. Dorință să fie, da, și desigur că iarăși spuneam că noi, votând astăzi în prima lectură această lege, noi deci am votat și un centru de instruire pentru funcționarii noștri, care urmează să urmărească aceste bunuri infracționale care sunt folosite sau obținute, mai bine zis, în urma spălării banilor. Deci noi să avem un centru de pregătire. Noi vom avea legea votată, cred că cel târziu, la sfârșitul lunii februarie, în lectura de cea doua, și 6 luni de zile legea după asta va intra în aplicare. Deci, la sfârșitul sau la mijlocul anului viitor, deja guvernul va trebui să pregătească și condițiile pentru acest centru de pregătire a specialiștilor care vor urmări aceste bunuri infracționale. Deci noi facem tot posibilul ca să avem un stat de drept, ca funcționarii care ajung, sau unii care ajung în politică, mai bine zis, și cred că pot folosi politicul pentru îmbogățirea lor de cericită, să fie curmată din fașă. Deci asta noi trebuie să construim, un stat de drept. Mai departe, având acest stat de drept, cu instituții care funcționează, care urmăresc absolut tot, toate tranzacțiile care sunt făcute, vă rog să mă credeți că asemenea situații pe care noi am mai avut prin hoțiile pe care le-a făcut deci unii flăcăi aflându-se la guvernare, ele nu o să mai se întâmple. Noi am avut unor bunuri infracționale a unor funcționari, precum a fost cazul fiului lui Filat, da? S-a datorat nu deși Republicii Moldova, dar Marea Britanie, care a pus câteva întrebări de unde acești bani, care este, cum îi zice, sursa banilor, n-ai putut să, cum îi zice, demonstrezi, justifici, banii au fost deci luați și mai departe au fost transferați aici în Republica Moldova. Exact asemenea instituții, prin această lege, încercăm să construim și în Republica Moldova, v-am spus, cu acest centru de instruire a funcționarilor, pentru tot ce ai nevoie de timp ca să instruiești funcționari care să poată urmări deci acestor bunuri infracționale, și exact se va întâmpla și aici, cum se întâmplă în toată deci lumea bună. Deci noi vom construi acest stat de drept.
Da. Acum, haideți să discutăm despre o decizie care a creat foarte multe discuții în spațiul public, o decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale, care vizează suspendarea licențelor de emisie pentru 6 posturi de televiziune afiliate oligarhului prorus Ilan Șor. Domnule Negru, dumneavoastră, iată, ca ziarist, ca om al Breslei, considerați că decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, în contextul pe care îl trăim, pe fundalul acestui război, a fost una la limita democrației, la limita respectării dreptului la libera exprimare, sau a fost o decizie corectă? Am scris despre și necesară. Asta. Această decizie a fost sincronizată, a fost adoptată după ce Uniunea Europeană, Consiliul European a adoptat, chiar în aceeași zi, 16 sau 19, da. Bine, asta nu schimbă datele problemei. Nu înainte de decizia Consiliului European a fost asta. Dar eu aș atrage atenție la... Deci Consiliul European, Uniunea Europeană a suspendat licența de emisie pe teritoriul Uniunii Europene pentru posturile de televiziune propagandistă de stat rusă. Mai multe acolo. RTR, Rusia. RTV, RNTV, îmi pare că erau 4 posturi de televiziune care se spune în decizia Consiliului European care... sunt direct sau indirect controlate de statul rus, finanțate, controlate de statul rus. Și asta, această decizie a fost luată de aceea că posturile respective fac propagandă anti-UE și în sprijinul războiului care se desfășoară în Ucraina și va fi înlăturate sau... Aceste posturi vor putea difuza numai după ce se va încheia războiul, atenție, deci se va încheia războiul, e legat cu războiul. Și aceste posturi nu vor mai difuza propagandă, dar vor informa cetățenii, ceea ce, desigur, că repede nu o să se întâmple. Atunci, la 2 martie, când a fost suspendată activitatea posturilor Sputnik și Russia Today, Republica Moldova de asemenea a suspendat Sputnicul din aici, de la Chișinău. Și nimeni nu a protestat, interesant. Nu au făcut declarații, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și iară, desigur că a fost o situație neordinară, fiindcă există această libertate de exprimare, există libertatea presei, numai că aceste posturi nu pot fi considerate presă, nu pot fi considerate mass media. Și apropo, Consiliul European specifică că alte activități de consultanță, de exemplu, sau alte activități a acestor structuri nu este interzise. Pot, numai este interzise difuzarea anumitor știri, anumite emisiuni și așa mai departe. Și de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Ce făceau aceste posturi? Aceste posturi le spuneau europenilor că ei vor îngheța la iarnă din cauza că guvernele lor sprijină Ucraina nazistă în acest război al Rusiei. Și trebuie să recunoaștem că o parte din cetățenii europeni credeau acestei propagande și chiar ieșeau. Țineți minte, au ieșit în stradă, în Cehia, de exemplu. Ieșeau și spuneau că ajunge, nu mai trebuie să fie sprijinită Ucraina. Deci, într-un fel, susținerea războiului din Ucraina făceau ele, aceste posturi, și Consiliul European nu a umblat cu proceduri, a zis că gata, e perioada de război, aici omoară ruși, armata rusă omoară ucraineni și noi vom umbla cu mănuși albe, cu sofistică, cu chestiuni procedurale. Nu. Și eu cred că
autoritățile noastre sau guvernarea noastră a procedat în mod similar, fiindcă sincron a acționat. Și de ce? Fiindcă și aceste posturi iarăși propagau, de fapt, lucrau în sprijinul războiului. În ce fel? De exemplu, ei spuneau că noi vom îngheța la iarnă, de ce? Că Maia Sandu n-a mers la Putin și nu l-a rugat să ieftinească gazul. Deci nu războiul din Ucraina trebuie blamat, dar trebuie blamată Maia Sandu, că e, vezi, foarte mândră și nu se duce la Putin. Nu se spunea despre faptul că Gazprom nu își îndeplinește contractele, obligațiile contractuale, a redus gazele, volumul de gaze și încă era dispus să reducă în continuare. Ceva pe urmă s-a schimbat. Deci iarăși o formă de sprijin a războiului, adică se punea acest accent pe neutralitate, adică nu atacați Rusia, nu supărați pe Putin, nu-i sprijiniți pe Ucraina, nici măcar moralmente, că țineți minte și împotriva refugiaților ucraineni, da. Porniseră diferite mișcări, diferite informații false în această privință. Și eu cred că da, dacă facem abstracție de acest război, facem abstracție de faptul că sunt uciși oameni în Ucraina și putem zice că, păi da, asta e o opinie. E, așa e, ăsta e punctul lor de vedere. Dar asta e propagarea războiului, sprijin pentru război, ceea ce este interzis de Constituția Republicii Moldova. Deci eu cred că e o decizie în spiritul Constituției. Poate acolo, încă din punct de vedere legislativ, nu suntem, nici nu am fost pregătiți, nici Europa nu a fost pregătită pentru această situație, dar uneori suntem nevoiți să acționăm, să improvizăm, să zicem așa, dar iarăși în spiritul Constituției. Domnule Pstrânciuc, dumneavoastră, ce părere aveți? A fost la limita respectării cadrului legal? A fost o încălcare a legii? Sau decizia Comisiei pentru Situații Excepționale privind suspendarea licenței de emisie pentru cele 6 posturi de televiziune afiliate lui Ilan Șor a fost una necesară în contextul, în special, a războiului nejustificat și neprovocat pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei? Aici sunt, știți cum, nelegal nu poate fi, fiindcă trebuie privită și cauza și forma prin care a fost făcută această, luată această decizie. Deci Comisia de Situații Excepționale ia decizii excepționale. Cauza întemeierea acestei comisii este războiul care durează deja 300 de zile și care ne afectează în mod direct. Deci altfel spus, Comisia pentru Situații Excepționale a luat o decizie ce vizează securitatea națională într-o situație deosebită, inedită, care este situația excepțională. Deci, primul lucru. Deci, aici mari modalități de interpretare nu prea există. Sigur, pot să nu-ți placă decizia asta, dar ea se execută, fiindcă, din punct de vedere instituțional, Comisia are anume aceste prerogative să ia decizii extraordinare. Doi, ce ține de chestiunea politică, sau să spunem așa, contextuală. Deci această decizie nu a venit undeva coborâtă din pod sau din altă parte, da? Uitați-vă la context ce a fost înainte. Pe parcursul acestor 300 de zile, deci noi am fost vizați de către Federația Rusă, dacă nu săptămânal, nu zilnic, săptămânal cel puțin. Diferite săgeți aruncate, mențiuni, amenințări indirecte. Apăream pe hărți militare și așa mai departe. Eu bănuiesc că instituțiile specializate au și mai multe informații decât cele la care am avut noi acces ca cetățeni. Și în această toamnă chiar au apărut niște informații publicate de prestigioase publicații americane cu privire la activități, iarăși clandestine, pe care le desfășoară serviciile specializate din Federația Rusă sau secrete în Republica Moldova, inclusiv implicând transfer de bani, actori politici, mass media și așa mai departe. Deci contextul, deci sancțiunile au apărut, iarăși parțial legate de acest context, parțial acolo, dacă uitați în motivația sancțiunilor, este menționat.
Și atunci autoritățile Republicii Moldova deci trebuiau să iau o decizie. Deci toate aceste informații publice pe care le-au primit, care vădit arătau că interesul securitatea națională este pus în pericol, inclusiv prin anumite mijloace mass media, deci trebuiau să iau o decizie. Al treilea punct ce ține de, știți, eu am observat așa o ezitare sau o timiditate la foarte mulți oameni și chiar și mulți din societatea civilă, care încearcă să spună că nu sunt suficiente informații. E adevărat, la acest capitol probabil că comisia sau cine sunt instituțiile abilitate care au informat comisia trebuie să documenteze mai bine acest caz, cel puțin, de exemplu, dacă luau din rapoartele CCA pe care societatea civilă are acces la ele și toți au acces, deci luau concluziile de acolo, fiindcă activitatea CCA pe ultimul an de zile, să spunem așa, a fost destul de meticuloasă pe aceste posturi și aveți și exemple în evaluările, în monitorizările pe care le fac ei, ce țin nemijlocit de legea și codul audiovizual. Dar ceea ce vreau să evidențiez și vreau să reiterez, de fapt, este că este decizie legată de siguranța, de securitatea națională. Da? Și atunci aceste decizii nu pot fi privite exclusiv prin prisma Consiliului Coordonator al Audiovizual sau altceva. Da, într-adevăr, în argumentarea, să spunem așa, juridică acestui lucru, se puteau pune mai multe detalii, inclusiv ce ține de spălarea banilor, că aceste informații există, ele au fost în mediul public și atunci poate pentru cei din societatea civilă era și mai simplu să înțeleagă sau să explice la cetățenii lor. Al patrulea lucru și pur uman, dar sigur că sunt oameni care sunt deranjați de chestia asta. Trebuie să înțelegem un lucru, că în această situație toate pozițiile sunt ideologic motivate. Doar că ideologia nu este una politică, ideologia este una general umană, valorică, dacă doriți, este un război. Deci timpul trece parcă repede, este cu siguranță că deja lucrurile se schimbă, apropo, și în Federația Rusă. Vedem niște retrageri foarte mistice ale președintelui Federației Rusă din viața publică. Deci niște narrative foarte strane, foarte multe critici deja ce trebuie care vin din extrema dreaptă. Putem să răspundem retoric. În această situație, brandurile de televiziune pe care mizează acest stat agresor, deci cât timp mai durau ele să fie operaționale în spațiul european? Cred că foarte puțin. Și o altă întrebare, cât timp credeți că va dura ca foarte mulți, inclusiv cetățeni din Federația Rusă, inclusiv cei care sunt în așa zisele elite, sau cât de mulți politicieni sau activiști proruși din alte părți ale lumii, cât de mult timp va trece până când și ei vor începe să demonstreze că noi n-am justificat războiul, asta n-a fost adevărat, sau o să înceapă să se distanțeze de chestia asta. Fiindcă este evident, mai devreme sau mai târziu, dar n-aș spune că mai târziu, în termeni medii, nu că doar se va produce sfârșitul războiului, va învinge Ucraina, Rusia, deci, dar se vor produce schimbări masive în Federația Rusă și noi vom vedea, de fapt, o retragere a foarte multor voci care în realitate de fapt instigă pentru doar un război, dar pentru un război motivat nazist, da? Fiindcă coincid și narativele și însemnele, nici nu vreau să repet acest lucru, și vor spune că uite, noi ne retragem cumva din acest suport, sau noi n-am fost cu acea guvernare. Aceste timpuri vin înapoi și sigur eu mă uit chiar și motivația celor care protestează, deci ei au dreptul să protesteze, este în drept al lor și eu mă mândresc că ei au acest drept să protesteze, se folosesc de el, ceea ce contravine de fapt ipotezei lor că la noi nu există libertatea de expresie. Chiar am văzut că o parte din ei astăzi au intrat în Parlament, adică domnul Carpo a spus mai mult. Asta este semnele unei societăți deschise, unde există pluralismul de exprimare. Dar sigur că sunt angajați tehnici. Sunt cetățeni care s-au deprins cu conținutul și contentul distractiv din aceste televiziuni. Filme, tot felul de emisiuni și așa mai departe, care nu au. Deci sigur că ei vor fi nemulțumiți. Dar la acest moment, într-adevăr, toate părțile, ce nu există o poziție fără ideologie. Că cum e simplu, deci este ideologia păcii, a dezvoltării sau ideologia unui război
împotriva unei națiuni, împotriva unui popor. Deci va fi cumva, hai să spun, deci nimeni, nu cred că cineva este foarte bucuros să ia așa măsuri, dar aceste măsuri sunt necesare și în mod evident că comisie înființată din cauza războiului pentru a gestiona situațiile excepționale are aceste drepturi. Ulterior, când activitatea acestei comisii se va finisa, chiar și acum, cred că vor urma contestări în instanță și alte lucruri și atunci vom discuta deja alte aspecte mai juridice. Dar la acest moment, unica posibilitate este să zicem așa, să accepți și să îndeplinești decizia acestei comisii. Domnule Pstrânciuc, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, pentru participarea la această discuție. O seară liniștită în continuare. Domnule Carp, mersi foarte mult. Cu mare drag, domnule Carp, aceste televiziuni contribuiau și ele la destabilizarea situației din Republica Moldova. Își aduceau aportul, așa cum dorea Moscova, la antagonizarea societății din Republica Moldova. Putem vorbi despre anumite atentate la orânduirea constituțională a Republicii Moldova prin intermediul informațiilor, mesajelor propagandistice pe care le promovau aceste instituții media? Bun, noi, dacă îmi face o introducere așa cu propaganda rusă în tot spațiul ex-sovietic, deci aici Republica Moldova, și nu este un secret, întotdeauna au existat televiziuni care au fost finanțate de către Federația Rusă prin intermediul unor partide politice sau prin intermediul unor politicieni. Așa cum am spus-o și astăzi la tribuna Parlamentului, acum două legislative anterioare, deci noi, dar chiar și precedentul, noi am avut în Republica Moldova 18 proprietari, adică 18 televiziuni și aveau proprietari în Parlamentul Republicii Moldova. Deci este clar că aceste persoane, în linii generale, aveau ca obiectiv manipularea de opinii publice, în zadar mai când s-au făcut anumite modificări de a nu permite mai mult de o televiziune, adică două televiziuni să aibă, deci o persoană. E clar că ei au găsit această găselniță pe persoană juridică, el fiind fondator a mai multor întreprinderi, puteau să aibă câte două televiziuni, astfel putea să-și înmulțească Imperiul mediatic, așa cum credea el de cuvință. Nici Europa nu are un remediu privind lupta cu propaganda. Eu țin minte că atunci când s-a votat așa numită lege Macron pe perioada campaniei electorale, au fost închise mai multe canale de televiziune din Federația Rusă, mai multe site-uri, deci rusiești inclusiv, și ca să nu le fac acum publicitate, deci au fost închise în plină campanie, pentru că el a înțeles atunci, Macron, când a promovat acea lege, cum au fost influențate rezultatele alegerilor din Statele Unite, sau implicarea, mai bine zis, a Federației Ruse în alegerile din Statele Unite, și a votat această lege ca în perioada campaniei electorale, adică 3 luni de zile cât este în Franța, să fie pus aceste restricții. În 2018, deci eu am fost deci în Germania, la o conferință unde a fost dezbătut această așa numită libertate de exprimare și acțiunile pe care le-a întreprins Franța, atunci foarte multă lume critica acele decizii. Noi ne-am dorit aici la Chișinău, pentru că începea să devină tot mai agresiv deci campania de propaganda rusă. Și să nu uităm că deja deschis avea loc finanțarea acestor partide politice. Așa cum am mai menționat și astăzi, este că vorbim de finanțarea acestor partide din surse obscure, începând de la culoașe. Da, vă aduceți aminte că erau rezidentul Dodon, iar ceilalți, pentru mine, mai puțin contează care au fost în jurul Dodon. Mine mă interesează nemijlocit persoana Dodon, care el spunea deschis că este un rezident și un agent de influență a Federației Rusă aici în Republica Moldova, și nemijlocit îi făcea rapoarte lui Putin direct, și ceilalți nu au fost decât instrumente prin intermediul care el și-a folosit. Dar
deci acele sacoșe, deci cu bani, cazul Bahamas, dacă vă aduceți aminte, cu acești bani împrumutați și rotiți prin diferite. Cei ce au fost acolo, 3-4 deputați, asta mai puțin, deci este o picătură în alte surse pe care, prin care au venit, pe alte persoane care nu sunt cunoscute în spațiului deci public. Deci noi vedem această finanțare directă, apoi proprietarii acestor televiziuni, RTR Moldova, nemijlocit fondator Sberbank din Federația Rusă. Ce să mai încercăm acum, da, să mai comentăm prea mult. Este clar a cui politică ducea această televiziune, sau accentul primă Moldova, iarăși doi cetățeni, din cât eu citeam rapoartele a Federației Rusie, și noi vedeam cum, de fapt, nu conta, deci Federația Rusă deci își alege la o anumită perioadă cui transmite acest holding. A fost în mâinile lui Dodon, apoi l-a luat și l-a dat în mâinile lui deci Lușor, fără prea mare explicații. De ce spuneam? Celălalt nu contează. Federația Rusă decide cui dă, în mâinile cui dă aceste instrumente de propagandă. Deci este clar că în condițiile când ai un război la hotar, Republica Moldova își propune, această guvernare, noi ne propunem integrarea Uniunii Europeană. Este clar că noi ne dorim să căpătăm independența energetică, să ne construim acel sistem energetic independent și diversificarea deci lui. Nu avem nevoie de timp, dar în spațiul mediatic este practic este proprietatea Republicii Moldova. Iar această proprietate a Republicii Moldova este exploatată împotriva Republicii Moldova, da? Deci de către Federația Rusă. Acest lucru l-au înțeles și europenii și abia acum au luat aceste decizii, au luat ceva mai cu câteva luni în urmă împotriva la Russia Today, care a fost interzisă, Euronews-ul, care în limba rusă a mai fost interzisă, și au înțeles că trebuie și alte canale precum pe care au fost interzise și în Republica Moldova. Deci a dat seama că toate instrumentele pe care deci le-a folosit Federația Rusă în propaganda lor, dar pentru răsturnarea ordinii publice din țările lor. Deci, fiindcă guvernele de acolo luptă pentru democrație, să țină democrația în picioare această formă de guvernare, și deci aceștia folosesc spațiul lor mediatic, dar îl folosesc împotriva propriilor guvern. Da, dar astăzi democrația depinde practic de eroismul poporului ucrainean, depinde absolut de Ucraina. Am asistat cu toții ieri la o vizită istorică la Washington. Este prima ieșire a lui Volodymyr Zelensky în afara granițelor Ucrainei de la începutul războiului. Am văzut, de exemplu, Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, compara discursul lui Zelensky și vizita lui cu discursul lui Winston Churchill, fostul premier al Marii Britanii, care în 1941 la fel a rostit un discurs în fața Camerei Reprezentanților, îndemnând Statele Unite să se implice în cel de-al doilea război mondial pentru a opri mașinărie de război hitleristă. Astăzi, în Camera Reprezentanților, Volodymyr Zelensky a cerut și a mulțumit pentru ajutorul oferit de Statele Unite pentru oprirea mașinăriei de război rusă. Domnule Negru, ce efecte pe viitor ar putea avea această vizită? Pentru că sunt sigur, Volodymyr Zelensky nu a mers acolo pentru a stabili anumite puncte, decizii foarte și foarte clare, foarte importante pentru soarta acestui război. Bine, sunt anumite efecte imediate, inclusiv efecte simbolice. E un sprijin foarte puternic, un mesaj de sprijin foarte puternic pentru Ucraina. Zelensky revine cu promisiunea că Ucraina va primi sistemul de apărare antiaeriană Patriot. Da, s-a vorbit și despre asta. Dar nu toate lucrurile sunt cunoscute. Două ore au vorbit Biden și cu Zelensky. Foarte mult. Foarte mult, da. De obicei nu se vorbește atât de mult. Și e vorba, s-a spus că e un moment de cotitură în acest război. Sunt diferite scenarii de încheiere a războiului și i s-au propus lui Zelensky unele scenarii, le-a dat imediat la o parte, a zis că Ucraina nu le va accepta.
Biden a zis că Ucraina va decide până la urmă când încep negocierile de pace. Eu cred că se va intensifica totuși sprijinul militar. Am înțeles că și alte state, și există deja, a spus Reznikov, ministrul apărării Ucrainei, că 50 de state au contracte, Ucraina are contracte cu 50 de state pentru furnizarea, livrarea armamentului, dar rămâne să vedem de partea cealaltă ce se va întâmpla. Planurile e să crească, să mobilizeze, să facă noi mobilizări. Rusia, vârsta de mobilizare sau de înrolare în armată a fost crescută de la 27 la 30 de ani. Da, e o escaladare în fond. Escaladare. Rusia arată cu degetul spre Ucraina și spre Statele Unite, adică ca și cum această vizită ar escalada situația. Dar desigur că escaladarea vine din partea Rusiei, fiindcă Rusia nu renunță și a spus-o și Biden că Putin încă nu este pregătit pentru negocieri. Eu cred că s-a discutat la această întâlnire și ce trebuie de făcut ca Putin să fie în sfârșit pregătit să accepte că e nevoie să se așeze la masa tratativilor, la masa negocierilor. Da, mai avem un minut și aș vrea să-l citez pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spunea ieri: Ucraina nu a căzut, Ucraina este vie, tirania rusească a pierdut controlul asupra noastră. Au discutat și o formulă de pace pe care Biden a acceptat-o, spunea Volodymyr Zelensky. Ce mesaj au transmis Biden și Volodymyr Zelensky Rusiei? Lumea democrată va sta în picioare. Tiranii, așa cum au pierdut în istorie întotdeauna, va pierde și de această dată. Și lumea democrată s-a unit toți împreună pentru a putea opri această nebunie și renașterea neonazismului, care, din păcate, deci astăzi este în Federația Rusă. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnirea una seară, la ceași oră. Până atunci, toate bune, o seară liniștită să aveți.